ce frumoasă e viața de primar, acest nou oraș. Uitați-vă și voi ce oraș minunat aici am devenit. Tocmai ce am semnat un contract, am devenit primar. Am fost ales la votare. Stau aici pe aceste linii de tren pentru că îmi permit, că doar sunt primarul acestui oraș foarte, foarte mișto. Da, oameni buni, salutați și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră minunată de Minecraft. Astăzi am un skin, destul de drăguț. Și astăzi o să vă prezint un oraș fain din Minecraft. Așa că, haideți să vă prezint orașul fain din Minecraft. Nu uitați să dați voi un like, un share și un subscribe, sper că filmăm. Mă folosesc și o șurcătură de alea că n-a puii mei. Și haideți să vă prezentăm orașul. Pe aici, bă, am intrat foarte puțin pe el înainte, m-am uitat la niște clădiri, dar mai mult de atât nici eu nu știu. Hai să venim, uite, de pe... Oho, avem ceva de explorat. Oooo, luați, nici măcar n-am văzut-o. Acest lucru de parcări, avem ceva de explorat. Bă, bă, s-a ocupat tipul ăsta, bă. Avem aici un podulică. Aș face o glumă, dar după aia îmi închide YouTube-ul canalul. Un podulică. Frumos. Cobor de pe podulică. Bine, nu cobori. Pe sub, așa. Ca și cum asta e autostrada, da? Ești aici. Asta e bulevardul, da? Asta e bulevardul și pe aici se poate merge pe bulevard. Și aici sunt... Stați așa. O să am nevoie de asta. Aici pe bulevard sunt... Numai eu sunt primarul, cred. Ca și cum eu știu orașul că eu sunt primarul și o vă prezint. Dacă știu, dacă m-am uitat și-o la două clădiri înainte. Aici sunt tot felul de magazine pe bulevard, frumos. Te plimbi și tu pe aici așa frumos, te plimbi așa pe trotuar, și un Lamborghini pe lângă tine. Și te oprești la magazinul doamnei Gicuța, care are spre vânzare torturi și prăjituri. Uitați aici, torturi și prăjituri și chestii. Bună ziua, doamnă, cât costă acest tort mirobolan? Trebuie să-l iau pentru ziua fiului meu. 100 de lei, 100 de lei, domnul. Bine, doamnă, poftiți, poftiți aici, așa, doctora, nu poftim banii, tra-la-la-la-la-la. Și, wow, ia uitați ce tort frumos am, abia aștept să-l duc la fiul meu acasă. Bun. Continuând. Aici, mergem în continuu. Băi, chiar faină harte, nu știu ce să place, mă să mă aștept. Aici avem o mică parcare, o mică parcărică, o mică parcărică a clădirii astea, care nici eu nu știu ce e. O să trebuiască să ne uităm împreună. Bun, stai așa, mă. Stai așa, o să. Map? A, numai atâta se vede, mă. Ok. Bun, aici e parcarea clădirii astea, cred, sper. Mi-a așa frumos cu Lamborghini-ul, te asigur, e pieton, hai să lăsăm să treacă. Faci dreapta, tic. Bă, ce mișto, puși semafoare, bă, ce drăguț. A, player head. Băga moduri. Puteți intra dacă doriți. Străbă ursul ăla, străbă ursul? Da. Eu filmam aici orașul meu. Sau astea două, mă duc să văd ce pun. Dar ce, da, ce faci cu ele? Să le pun pe banca ca și cum stau împreună. Pune-le, pune-le că te ajut eu după ce gata aici. Ok, pa. Pa, pa. Ce faci? Chide ușa. Scuzați pentru întrerupere. Filmez relativ pe grabă. E ora... 14.00, fix în cap. Pe la 4 trebuie să vină niște musafiri pe la noi, pentru că este ziua tatălui meu, oameni buni. Astăzi când eu filmez pe... Bine, pe 24 ziua lui, eu filmez pe 22, dar 24 e mars, în timpul săptămânii eu sunt la școală, whatever. Bun, aici e drumul. Clădirea asta, cred că pe aici se intră în oraș, pe aici... Cumva bulevardele secundare, habar n-am. Aici e ceva clădire de birouri. Aici stă Putin. Deci aici stă Putin.
Bă, dar chiar nu, asta cred că mă simt sarmă, facem parlament aici. Sper să se miște cât de cât ok pe filmare, să nu avem probleme. Filmăm deja de 5 minute, oameni buni, ce părere aveți voi despre asta? Și nu v-am arătat niciun sfert din oraș. Încă. O, ce drăguț, ce drăguț e asta. Mă, cum poți... Asta mă interesează pe mine, mă. Cum poți să faci două pătrate? Eu tot timpul făceam un pătrat și se vedea... Aici lucrez eu. Lucrez eu. Afară nu se vede. Că se mie, acolo e că se mie. Opa. Bă, aici ai acoperit tot, da. Pentru că sunt mai multe feluri de sticlă, nu prea se vede. Opa, hotel ceva acolo. Aici e mai bulevardul. Aici este gara de tren, desigur, da. Nu am făcut chiar fain gara asta de tren. Pe acolo mai, doamne, cât mai... Și pe aici e gara de tren. Țaca, 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 țaca. Hai mă. Bă, mișto bă că s-o gândesc să facă și o gara de tren. Ia, bă, 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 asta. Nu. Aceasta îmi întâlnesc gările de tren. Se bagă într-una. Bă, dar chiar dacă vin 4 trenuri. De fapt, nu știu, ok, cum e faza cu trenurile astea. Da, pe aici este un alt drum, bă, dar e un oraș imens ăsta, mă. Să fie mai fain decât New Isle. Nu știu. Aici am loc unde poți să-ți bei și tu o cafea. Aici clădirea asta vreau să văd eu care e faza cu ea. Opa, chiar ajung, bă, pe unde eram eu. Clădirea asta e tot un fel de clădire de birou. Uitați-vă și voi ce frumos arată. Să-i fac o poză la clădire. Deci nu știu ce thumbnail să pun, am atâtea posibilități. Fac așa o poză, că e destul de faină. Și ai zis să nu știu. Sonora. Este vorba despre piesa 710. Ai tot un fel de clădire de birouri. Doamne, asta, zici că e super închisoarea din Metrobur. Ce naiba, mă, ce asta, bă, frate? Bă, nu știu că asta să fie pușcărie. Nu, mă, tot clădiri de birouri. Bă, dar mulți IT-iști avem în orașul ăsta. Burg. Ok, pius. Bă, ce fain a făcut cupăruri de-astea. Păcă că o să oxideze alea. Aici avem ofer. 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 Băi, orașul ăsta e mult prea complex pentru ce m-am gândit eu. Hai vedem un ofer ce e. Cam spară așa. Băi, iar clădire de birou, doamne, sunt multe companii. Jean, nu mai știu pe unde a fost și pe unde a fost. Pe aici am fost, că e asta. Vreau să luăm pe rând, dacă pot să iau pe rând. Mă părea mult mai mic orașul ăsta, ajutor. Da. Nu, o să iau fix de unde am început. De unde am început? Să mai fac o hartă. Doamne. Aici e drum, trala. Ok, de aici am început. Băi, mă, eu nu știu că de cum în partea aia, bă. Bun, hai să vedem. De fapt, nu mai avem ce să vedem la clădirea asta, că e clădirea de birouri. Dar hai totuși să intrăm și într-o... să intrăm și într-o clădire, că după aia... Ziceți, bă, se bine și ne simți, n-a intrat deloc în clădirile oamenilor de birouri. Aici e liftul. Bă, nu putea să fac o chiar în lift. Îți răce de rău. E drăguț. E fain. E fain, dar uite ce o să fac eu aici. Putin was here. Cred că avem și scări. O să cobor așa, nu am răbdare. Ia-și odată! What the fuck?
cum în filmele Matrix. Nu ne naibă, a, doamne, atât, nu ne... Am dat în clădire aia și am ieșit în... Doamne, ferește! Ferește, doamne, ferește! Uite aici clădirea asta, cred că e spital, văd cam multe paturi acolo. Hai să vedem și în asta, asta e spitalul. Aici sunt locurile oamenilor unde lucre. Nu, stă birou. Băi, culmea! Aici sunt câte trei în birou. Păi și aveți loc câte trei în birou. Așa o întrebare aici, dacă te pierzi de birou, te pierzi de birou, frate. Tot o clădire de birou, bineînțeles, se putea. Bă, arată fain. Uite, clădirea asta și aia le-am văzut. Asta e o clădire interesantă, cu decât elegant. Mă doare deja capul, bă, frate. Deci, clădirea asta nu știu ce e. Da, nu știu ce. Tot de birou, bă, mai las. Mapa asta chiar o să țin, că eu, după ce filmez unele hărți de Minecraft, uneori le șterg, uneori nu, dar asta sincer nu cred că o să o șterg, că îmi place prea mult orașul ăsta. Venim la lucru. Hai să lucrăm ceva. Să trimitem proiecte. Ok. Bun. Mă vreau să văd ce e cu clădirea asta. Azi ne uităm prin aceste clădiri. Asta birou. Și în aia, bine, în aia logică sunt birouri, că doar îi zgârie noi. Ce v-am zis? Bă, un loc unde să stea oamenii nouă ăștia în oraș. Bine, de fapt eu sunt primarul, opa. Trebuie să construiesc blocuri de locuințe, să mai desfințez din birouri. Alte birouri, da. Bineînțeles că sunt alte birouri, dar aici sunt mai diferite, ok. Sunt alte birouri, dar puțin de mai diferite. Aici sunt parcările de la birou. Bă, hai că aici îmi place, e interesant. Ce doamne asta? Nu știu, am iluzii. Aici sunt containerele alea de gunoi, că clădirea asta, gen Eugen, este în construcții. Și eu fiind primarul, trebuie să gestionez o țară așa construcție. Aici o să fie blocuri de locuințe, mai pișcă frâna cu birourile. Da. Bun. Cred că numai mie mi-ar plăcea să fiu la etajul 10 a unui bloc. Să fie un orat afară. Un bloc care este în construcții. Să fiu la etajul 10 a unui bloc care este în construcții. Să fie înurat afară și să mă plimb pe acolo? Da, nu știu, nu știu de ce. Mie îmi place înuratul, nu-mi place deloc căldura. Iar să zic că nu-mi place deloc frigul, bă, îmi place frigul și acum e ca în soare, doamne, da să plouă. Facem da să plouă, da să plouă, da să plouă. Tombi strânge-te de ouă. Aici e macaraua, pentru că aici, vai, doamne, se construiește, doamne, cât de drăguț, câte detalii, câte detalii. Câte detalii am făcut eu, pentru că eu sunt un primar detalios. Am zis de prea mult detalios. Aici cred că e parlamentul, nu știu, am eu prezimțire așa. Cred că este deja direct o țară, frate, ce să mai vorbești. Hai să vedem de astea trei clădiri odată. În parlamentul ăsta, sincer, aș intra. Opa, ăla e monul, cred că. Aici aș intra. În parlamentul ăsta ce-o fi? Îl găsim pe Macron aici. Opa! Avem parcare subterană. Să fie ceva mol sau tot ceva birouri. Eu zic că cred că sunt tot ceva birouri, bă. Ah, n-aia la primul etaj, hai, să zicem. Bă, m-a handicapat, Opa, camere de așteptare. E clădirea lui Mr. Allwork din The Garfield Show. Ce a zis, mă, că sunt o birouri? O bată de birouri. Nu mă birou, mă. Lucrăm cam mult.
Așa, dacă te pierzi de biroul tău, mai bine îți încep totul de la zero pe un alt calculator. Mi-l fam de 15 minute. Și mă doare capul, mă doare gâtul, mă doare tot ce. Acest birourile directorilor, probabil. Că nu aia stau singuri. Bă, îmi place că tipul ăsta care a făcut harta are așa un design care îl aplică. Peste tot se ține de el, ca mine de altfel. Uite, faci așa frumos, lucru frumos pe laptop, mai mănânci o napolitană de la Kaufland. Să-mi iau și ceva de la lucru, mat. Cam asta a fost parlament. Aaa, stai că eu am numai jos, mă, pișcă frâna. Păi, faină grădina asta. O poți vizualiza așa, ca un țăc, 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 sau așa, ca un țăc, 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 sau oricum vrei tu. Îmi da și un vibe de Giardini di Zoe, iar sunt drapalme. Da. Da, bă, azi că ne ocupăm de astea trei clădiri. Bun, hai să vedem ce e aici, mă. Sliz. Tot clădiri de birou, he, mai știi ceva? Mai pișcă frâna cu clădirile de birouri. Ce tot o clădire de birou? Înseamnă cu parlamentul ăla, nici nu mai intră în ea. Fac grevă. Schimbă aici, nu e interesant dacă am puțin oameni în birou. Da. Au, l-am ajuns într-o nouă parte de oraș. Nu! Nu voiam așa ceva. Da. Apoi asta că gata super închisoarea aia, mă. E clădiri de birou, ce să mai vorbești. Unde-s clădiri de birou? Nu o să mai intru, că... Bă, ce mișto! Unde-s clădiri de birou? Sincer, nu o să mai intru, că... Le-am văzut. Am văzut deja cum arată. Unde tot clădiri de birou, probabil. Mai bine nu intrăm atunci. Da. O să explorăm toată mapa. În 12 ani, dacă e că o să explorăm. Ia să îngarci, o să respir și un pic. Ce mai ziceți, bă, voi? Ioi, doamne, ce frumos este când te întinzi. Da. Nu voi să ieșim o țară să ne uităm la stele? Dar nu pe aici, pe ușa din dos. De bunule! Bă, nu știu cum să facem, că filmăm deja de 18 minute și v-am prezentat cam, cred că jumate din oraș. Sper că am ajuns la jumate, doamne. E foarte mult, e foarte, foarte, foarte mult. Așa că, mă văd bine pe cameră, mă văd. O să continuăm așa. Doamne, doamne, doamne. O să ies afară imediat. După ce gata acest videoclip de filmat, o să-mi limpezesc capul de la acest. Ce ești clădire, dă-te, bă, deci clădirile tale. Mulți voastre din spate vreau să le explorez. Sper că e un mall. Ah, l-am mai văzut și pe ăsta. Twin Acres Mall. Ce-am zis, mă? Ce-am zis? Hai să intrăm o țară mall să-mi shopping-uim. Prima cameră din mall. What the fuck? Ah, intrăm pe acolo. Scrulente. Mai am la magazinul ăsta. Aici e Altex-ul. E Altex-ul, Altex-ul. Aici vedeți că este și cu portocaliu. Psidupsi. Dacă nu mai deranjează nimeni, cumpărăm ceva din Altex-ul ăsta sau îl bubuim. Îl bubuim, bă. Așa că a explodat ceva aici. Și... Săi! Ce frumos a bubuit. Micu bubuișul ăla de la parte
Că era tot portocalii, what the fuck? Iubios, oh, aolo! Molo, ăsta e mult mai mult, bă. Bă, e fain. E fain rău. Ai acest canapele, bă, chiar semnă cu molurile. Nu asta din Romanica. Asta nu știu ce... Păi ce noua Zimbabwe trăiește, au făcut atâtea clădiri de birouri. Munceți mult aia pe la voi, a? Opa! Case! În sfârșit, niște case! Case? Da, mă, doamne! A, ăsta e englez 100.000. 100.000! Da, e englez. Bă, îmi place arhitectura britanică, sincer. Hai să intrăm în casă. Aici e casă mie, acolo e casă mie. Deja am lag. Mama urs! Vai. Ce bine să ajungă ca și să mă întind o țără pe canapea după atâtea clădiri de birouri. În care am fost să clădirile de birouri. Că spar geamul. Săraci oameni, cât de mult conduc până la muncă. Probabil săraci oameni și uită unii munca lor. Că la câte clădiri de birou, hei, ce-o parcare. Opa, mai e. Bă, aici e o parcare, da. Bă, am parcat și o dată într-o parcare din asta, la Constanța. Cred. Bă, și e fain, e drăguț cât de cât. Să parcă pentru mall alea. Hotel! Eu sunt proprietarul hotelului, sunt primarul, by the way. Nu știu dacă v-am mai zis. Frumos, ești la recepție, vi obose, doamna, vă rog, dați-mi o cameră, că am nevoie, că-s cu familia aici, total zero. Bă, mai am o leată, nu trebuie. Unde a pleia? Păi ce fain le-a făcut, bă. Am dat ani, nu trebuie. What the fuck? Opa, 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 scuze că am intrat peste tine în budă, da, pare rău. Cum intrai, mă, sus la camerele de hotel? What the fuck? Opa, am văzut ceva. Opa, am dat în baia omului, fă-ți treaba, liniștit, frate. Ești fratele invizibil tu. Pe acolo se intră, ok, văd că pe aici e așa cu așa. Vai, doamne, ce bine e să te întinzi o țără în pat! Dubios, mai spun, sunt un om foarte dubios. Mă recunosc. Sunt căhinge, adică da. Twin Acres Mall. Hotel Insanity. În sfârșit, un stil medieval. Mă doare capul. Dar atâtea clădiri de birouri. Că în sfârșit avem și un stil mai medieval. Bă, îmi place cât de cât arhitectura asta așa englezească. Toate casele sunt la fel, drăguț. Dar îmi place mult și pe New Isle. Pe mapa de Minecraft New Isle. Că geneu gen, sunt toate casele faine. Sunt diferite! Gen, toate casele sunt diferite acolo. Nu știu ce dam eu pățăt. Da. Nu știu ce dam eu pățăt eu, sincer. Că filmez de 20 de minute, probabil, 22, aș estima. Uite, 23, 52, 2. Și m-am cam plictisit, sincer să fiu. O să gătăm repede cu orașul ăsta, că nu pare cam tenă încă și n-am filmat nici jumate, cred că. Cred că bosulică. În fine, bă, v-am arătat orașul, e super mare, super mare și super mișto, într-adevăr. Vreau să ajung înapoi la punctul de pornire. Dacă e la fel de mare ca New Isle, bă, mie mi se pare mult că nu cunosc orașul. Pe New Isle mă duc direct în făcălică. Opa, opa. Bă, aici sunt blocuri, mă. Aici sunt blocuri unde oamenii locuiesc. Cred că o să intru peste ei în casă, vreau și un apartamentul ăsta. Domn primar, hai, aaa! Te-a căzut primarul. Opa, mehe cam greu. Maru, capilu. Bă! M-am îmbetat, ce doamne! Hai mă,
Așa, bun. Aici e boia 100.000. De fapt, dacă am văzut deja că e boia. Aici 100% un dormitor, da. Opa, opa, că m-am luat, că m-am luat. Opa, ok, al doilea dormitor. Aici e un fel de living room. Și aici... A, pe aici să intră în apartament. Un dormitor, al doilea dormitor. Bă, îmi place arhitectura asta. Bă, nu știu cum am zis, vreau să mă fac arhitect. Și mi-a dat multe idei acest joc. Plus e o zgârie, nu? Cum se vede acolo, acolo e apartamentul meu. Fără banii miei. Aceștia sunt banii miei. Spunem pe Gigi în casă. Ce fain se vede! Bă, ce fain este în evidență! Mai facem un map. Ne uităm pe map. Da. Vix în față. Așa, drăguț. Fără așa. Și... Da, bă! Zgârienor! Apartamente fix pe gustul meu. Mă, mi-ar plăcea o clădire de-asta în viața reală să lucrezc în ea. Bă, eu stau și la etajul 4 și la... Eu am, în total, oameni buni, 6 case. 6 case frumoase. Bine, de fapt, 3 case frumoase. 2 apartament și una garsoniera. Mai mult stau la una din case, nu știe, dar acum sunt la Joagiu. Și plimb acest laptop după mine peste tot pe unde merg, pentru că eu țin la abonații mei și le ofer content cât mai mult și cât mai bun. Nu, serios, vreau să filmez aseară, nu aveam să cum, n-am mai filmat acum aseară, m-aș lovi la dește. Nu mai avem niciun chef, să zic așa. Așa că, bă, deci orașul, cred că închid aici, că e cam prea, da? Ne băgăm într-un magazin de ăsta. Aici e un magazin chinezesc. Aici sunt chinezi. N-am ceva cu chinezi, doamne ferește. Aici sunt chinezi. Aici este un magazin chinezesc. Am găsit un dragon din China. Uitați aici. Trebuie să cumpăr acest dragon. Apropo, stați așa. F. Game mode survival. Se juca Cătălin Minecraft și avea o hartă în mână, că gen, da, căuta o comoară și spărgea așa. Și după aia au zis, mama, auzi, nu ți se pare că e un pic dubioasă mișcarea asta cu harta? Și după aia eu am zis, mai sparge cu harta, și o alt nebun. Și după aia Cătălin a zis, adică gen, îmi citea mesajul și zicea, mai sparge cu harta. După aia a zis, bă, Cătăline, mă faci să intru în Minecraft numai să spar cu harta, mă. S-au râs de mine și a zis, bine, mă, Stelica, hai să spargem cu harta. Da, cam acesta a fost... Stați așa să fac ceva. Cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut orașul. Nici nu mă mai să văd de cât timp filmez, probabil de 28 de minute. Sper că v-a plăcut orașul, cu siguranță nu este tot. Eu zic că e un oraș super mișto în Minecraft, puteți să vă faceți roleplay, să-l descărcați. Nu, că chiar o să vă las link în descriere, trebuie să mă obișnuiesc să vă las link-uri în descriere de la Hărăs, că poate vreți și voi să le jucați și nu, poate nu le găsiți dacă doar le căutați. O să las link-ul în descriere, să sperăm, dacă nu uit. De fapt, acum, după ce filmez episodul și postez, copiez descrierea, tlalalalala. Așa că... Cam acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut orașul, un oraș foarte mișto, puteți face roleplay pe el, am zis. Noi o să ne revedem azi, ce doamne, azi e 31 mai, e marți. Ne revedem poi mâine, adică 2 iunie, cu un videoclip din alt județ. Asta e o singurul indiciu care le pot da, un videoclip din alt județ. V-am pupat, șpa.